Campionatul mondial de karting VSK Euro Series și-a consumat două dintre cele patru etape cuprinse în calendarul competițional al anului 2013. După runda inaugurală desfășurată la începutul lunii martie pe circuitul italian La Conca, trei săptămâni mai târziu a venit rândul Spaniei să găzduiască această competiție rezervată celor patru clase de putere, în cadrul căreia s-au întrecut piloți cu vârste cuprinse între 13 și peste 18 ani. Rămânem ca de obicei la KF Junior, clasa pilotului român de 14 ani, Petruț Florescu, sportivul pentru care circuitul în lungime de 1700 de metri de la Zuera reprezintă amintirea primei victorii obținută în vara anului trecut în campionatul Spaniei. 60 de concurenți, veniți ca de obicei din toate colțurile lumii, au avut la dispoziție 3 zile de antrenamente, după care s-a trecut la probele de calificări efectuate în două serii. Pentru Florescu a fost o rundă mai puțin reușită și asta pentru că setările motorului nu au fost dintre cele mai bune, astfel că pilotul român a încheiat calificările pe locul 41. Această clasare l-a trimis în interiorul rândului nou al grilei de start pentru toate cele patru curse programate în continuare, dat fiind faptul că s-au alcătuit 5 grupe care s-au întrecut după sistemul fiecare cu fiecare. Plecat de fiecare dată de pe locul 17, Petruț Florescu avea la dispoziție câte 6 ture de circuit pentru a-și îmbunătăți poziția și a terminat cât mai în față. Reglajele motorului, dar și setările ramei s-au îmbunătățit considerabil, astfel că progresul românului s-a materializat prin pozițiile 8, 12, 10 și din nou 8 obținute la capătul celor 4 runde. În clasamentul general al momentului, Florescu a avansat până pe locul 20, ceea ce reprezintă startul în semifinală de pe poziția a 10-a, exteriorul rândului 5. Din această fază, numărul turelor de circuit s-a dublat la 12, iar miza tuturor concurenților era clasarea în primele 17 locuri, care asigură calificarea în marea finală. Sportivul nostru a avut o evoluție de apreciat și asta pentru că a reușit din nou să își îmbunătățească poziția, chiar dacă după al doilea viraj coborâse pe locul 16. Cursa de recuperare a fost una extrem de reușită, iar Florescu a încheiat semifinala pe locul 8, clasare care i-a adus primele 5 puncte în clasamentul general din VSK Euro Series. Interiorul rândului 8 avea să-i revină pilotului nostru în marea finală de 34, în care primii 15 clasați la capătul cursei urmau să își completeze zestrea de puncte. Optimismul care domnea în rândul suporterilor români prezenți la circuitul din Spania s-a stins din păcate la puțin timp după start și asta pentru că în al doilea viraj o ambuscadă produsă în fața lui Florescu l-a întârziat suficient cât să rămână undeva în coada plutonului. În aceste condiții a fost nevoie de o nouă cursă de urmărire în care sportivul român a bifat 14 depășiri. Evoluție pozitivă așadar, la capătul căreia a trecut linia de sosire pe un onorant loc 17. Mondialul de karting VSK Euro Series a ajuns în acest moment la jumătatea întrecerii. Cu cele 5 puncte acumulate în etapa din Spania, Florescu este pe locul 24 în clasamentul general și așteaptă runda a treia programată în perioada 19-21 aprilie pe circuitul internațional de la Napoli. Până atunci însă, aceeași locație va găzdui cea de a doua rundă din VSK Master Series, competiție la care Petruț Florescu va apăra culorile tricolorului românesc la sfârșitul săptămânii viitoare.